Salut, eu sunt Ștefan. Salut, salut. Ce s-a întâmplat la mine? Gravitația, domnul Ștefan, gravitația. A, sunteți singuri? Aproape. Până la sfârșitul prezentului. Voi o să-mi dați răspunsul. Care este explicația? Explicația este... Partea a doua se numește... Se numește gravitatea gravitației. Pentru că dacă într-adevăr se dovedește a fi, a nu fi o teorie reală, atunci e foarte greu. E o problemă gravă. Da. Deci se numește gravitatea. Deja l-ați văzut. Bănuiesc că recunoașteți. Da. Cel mai cunoscut inventator în domeniul științei. Cel mai multe invenții l-a făcut Nikola Tesla și el a spus următorul. În ziua de astăzi, oamenii de știință au înlocuit experimentele cu matematică și acum se plimbă din ecuație în ecuație, în eventualitatea în care pentru a construi o structură care nu are nicio legătură cu realitatea. Cu alte cuvinte, ceea ce mi-a spus un profesor de matematică. Matematica are talentul de a complica niște lucruri foarte simple. O să vă dau câteva exemple de astfel de oameni de știință, ca să înțelegeți că nu este doar părerea mea. Sau am găsit un exemplu pe internet. Primul, Nikola Tesla. Un altor ar fi Ernst Mach. Nu intrăm în detalii despre ei, poate vreți să vă găsiți căutați. Albert Michelson, laureat Nobel. Robert Andrew Milton, un alt laureat Nobel, în domeniul fizicii. Ernest Rutherford, ăsta a fost laureat în domeniul chimiei. Și Louis Essen, care a spus următorul lucru, deși toți ceilalți au aceeași gândire. Ei au trăit la secolul 19, secolul 20, începutul secolului 20, și aveau o problemă cu gravitația. Dar, pentru că aveau o problemă cu gravitația, aveau și cu relativitatea. Și sunt și alții. Nu neapărat cine nu e de acord cu relativitatea, nu e de acord și cu gravitația. Dar cei care nu sunt de acord cu gravitația, cu siguranță nu vor fi de acord cu relativitatea. Asta e o chestie implicată. Și Louis Essen, acest gândit, a spus următorul lucru. Că studenții din ziua de azi, adică inclusiv încă de acum 100 de ani, pentru că atunci trăia, sunt forțați subliminal de a renunța la știință în favoarea Domnului. Dacă un om de știință spune treaba asta, înseamnă că ar trebui să fim atenți la ce se întâmplă. Și vom intra în dovezile științifice. Revenim la Pixar. Spuneți-mi, comparativ, dacă lăsăm un balon de heliu din mână, ce se întâmplă? O să cadă jos? Nu, se ridică. Ok. De ce se ridică? Densitatea aerului, corect. Pentru că heliu este mai ușor decât aerul din jur. Da, corect. Răspunsul este densitatea. La fel și cu balonul de aer cald. Densitatea este răspunsul corect, în cazul balonului, da? Heliu sau aerul cald din balon este mai puțin dens decât aerul, de aia se ridică. Și atunci punem următoarea întrebare. De ce nu e aceeași explicație și pentru pix? Pix de ce nu cade din cauza densității? Pentru că este mai dens decât aerul, aerul pixul. Exact. Deci motivul este densitatea. Avem o explicație. Deja avem o explicație. Întrebarea este, de ce avem nevoie de o altă forță? Ca să mai explicăm. Dovezile, experimentele, este o condiție sine qua non. Nu se poate fără în știință. Trebuie să ai experimente, să ai dovezi ca să fie știință. Cea mai importantă problemă pe care o are gravitația, acum discutăm probleme, este selectivitatea. Ce înseamnă asta? Că atunci când arunci pixul cade și când lași balonul se ridică. Este selectiv. Atenție! Gravitația, repet, cât sunt mai disproporționate la greutate, cu atât corpul mai mic va fi atras de corpul mai mare. Asta este teoria, n-am făcut-o eu. Păi care este mai ușor? Balonul. Atunci balonul ar trebui să fie mai atras decât pixul. Asta e valabil peste tot. Selectivitatea asta se poate vedea atunci la păsări. Păsările zboară lejer. Păi și de ce? Nu ar trebui. Ar trebui să fie aceeași forță puternică care trage și ține oceanul, nu? E o forță imensă care ține oceanul.
sinking. Ai văzut. Am jucat. Ce se întâmplă dacă îi dați drumul? Cam cum se comportă? Uitați. Asta e comportamentul. Interesant, nu? Da. Mai întâi, cade, și abia când ajunge jos, cade. Ce chestie? Nu știam. Nici eu nu știu. Asta este din nou o sfidare a gravitației, ca să zic așa. Dacă știm ce înseamnă gravitația, nu este o sfidare a gravitației. Dacă știm de fapt care e forța pe care o sfidăm. Pentru că se creează într-adevăr o tensiune în el acolo, în nivelele superioare, care rezistă, dar nu gravitație, ci greutății lui. Iar el este un obiect ușor. Și forța care se creează, normal că merge pe mare repede. Forța buoyant. Cu siguranță că ați mai întâlnit. Acolo avem un burete și o cărămidă care a fost aruncată în apă. Buretele putește, cărămida e la fund. Densitatea, probabil ați auzit de forța buoyant sub forma denumirea de forța lui Arhimede, cea care împinge, da, din fluid. Și dacă gravitația ar fi reală, înseamnă că forța lui buion, adică forța lui, ar trebui să fie mult mai mare decât forța gravitațională. Din nou intră selectivitate la problemă. Pentru că forța gravitațională trebuie să fie aceeași pentru toate. Și dacă pe ocean îl atrage cu atâta forță, trebuie să fim serioși. Forța gravitațională a Pământului menține Luna în orbită. Asta mi se spune în teorie. Buretul are pule de aer de asta sus. Da, este mai puțin dens. Problema pe care am pus-o tot în evidență că forța lui Pământ ar trebui să fie mult mai mare decât forța gravitațională, dacă ar fi reală forță. O altă problemă, confuzie pe care o face lumea, este că forța gravitațională nu este egală cu greutatea. Când gândim în termeni de forță gravitațională, ne gândim de aia, gândim la greutate, masă, brațe, brațe, nu este adevărat. Este ceva total diferit. Teoria nu spune asta. Forța gravitațională trebuie să fie mult mai mare decât greutatea. Vorbim de obiectele astea mici pe care avem noi. Fizica cuantică e un alt argument, nu mă intram să zic. Dedicație specială pentru Dragoș. Ai vrut pe tema asta? Cu asta un ok. Ok. Pentru cine și-a mai aduce aminte religia zeului soare, nu intru în detalii, nici nu trebuie să știți detalii. Voi specifica doar pentru că acceleratorul de particule de la CERN, da? Da. 2015 a fost reactivat, în aceeași lună cu LIGO, despre care am discutat, acceleratorul de particule caută particula lui Dumnezeu. Ei spun asta, nu eu. Iar la LIGO, asta mi se pare chiar chiar, aia este o animație. Aia este dovada cu care vin cei de la LIGO. Să ne arate două găuri negre, cum s-au unit ele și au format unda gravitațională pe care ei au detectat-o în 2016, după 2 miliarde de ani. Și asta vrea să fie știință. Mie mi se pare un pic nelalăbuie, imaginație. Da, cam imaginativ, așa, da. Oricum, totul e imaginar, nu e nimic. Eu nu cred în asta. Iar vreau să închei cu o întrebare legată de religia zeului soare. Cine este Dumnezeu în religia zeului soare? La prima vedere, nu trebuie să știți de tare. Era soare, da. Soare, da. Gravitația. Ce treabă? Gravitația este. Sunt mână, mână. De-aia spun că forța magică a gravitației, dacă nu ar exista, nu ar mai exista nici legea heliocentrismului și nu ar mai funcționa. Asta nu se scot în evidență cu selectivitatea gravitației. Faptul că are putere de Dumnezeu. Ce să mai discutăm? Nu se poate dovedi științific. Vă mulțumesc!